interne, cum au implementat în practică relațiile de parteneriat între poliție și comunitate. Deci, ca să fie clar și mai înțeles, deja conducerea Poliției Naționale implementează masiv, totodată în paralel, schimbul gândirii a unui polițist față de problema cetățeanului, de a fi alături de cetățean. Deci, dacă ați memorizat, o chestiune de bază a acestui parteneriat este deschiderea, transparența în raportul relației poliției și societate. Pe această ocazie vă îndemn, chiar folosindu-ne de bună oportunitate la întâlnirea de astăzi, să fiți deschiși, să apelați, să sizați organul de poliție de orice altă contravenție, incident care vi s-a făcut cunoscut. Sunteți martorul ocular a unei probleme în spațiu public, într-o familie a unui vecin. Vă chemăm și vă îndemnăm să fiți deschiși de a sesiza poliția, ca, cum s-au referit colegii din Estonia și alți cetățeni, experți care au fost cu parte în acest film documentar prezentat dumneavoastră, unde, dacă ați fost atenți, clar au spus, de a sesiza neîntârziat și operativ poliția pentru a interveni. În multe cazuri, acest spațiu de timp este decisiv. Eu chiar vă chem, cei prezenți în sală, pe marginea acestui concept care ne-l propune din partea celor prezenți în sală, vă rugăm frumos să propuneți, de ce nu, careva soluții, ca cum ar dorit dumneavoastră să implementăm la noi comunitate, teritoriul